Doamnelor și domnilor, Hristos a înviat, au trecut și sărbătorile pascale, iată că ne revedem din nou la emisiunea cu cărțile pe față, cu noi subiecte. În fiecare an de Ziua Europei, pe 9 mai, sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Data marchează aniversarea momentului istoric, reprezentat de declarația Schuman, care a propus ideea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care ar face ca războiul dintre națiunile Europei să fie de neconceput. Dar avem și vești proaste pentru ziua de 9 mai, pentru că sindicatele afiliate Cartel Alfa se pregătesc să iasă în stradă. Despre asta vom vorbi în prima parte a emisiunii. Invitații noștri sunt domnul Florin Hosu, președinte Cartel Alfa Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-a regăsit! Și domnul Nicolae Mureșan, președinte al sindicatului din administrație Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! În loc să vorbim de unitate, vorbim de proteste. De ce, domnule Hosu? Protestul înseamnă practic tot o unitate. Unitatea noastră, a membrilor de sindicat afiliați Confederației Naționale Cartel Alfa, care nu sunt dispuși să accepte sistemul de lucru al guvernului în a negocia unele legi sau viitoare legi cu implicare asupra lucrătorilor, cu Uniunea Europeană și după aia să vină la noi să ne pună în fața faptului împlinit. Lucru ce s-a întâmplat, care s-a întâmplat și cu legea 369, lege a pensionarilor, care sancționează drastic pe lucrătorii, minerii care au ieșit în pensie, lor le vor fi afectate aceste pensii. Bineînțeles că Guvernul României ne face matematica simplă și spune nu scad pensiile. Ok, nu le scad pensiile, dar nici nu le cresc. Deci este o luare din banii minerilor câștigați corect pe legile care erau atunci în vigoare și cu o șmecherie îi oprește și duce banii spre alte pensii, evident, dar nu se ating de pensiile speciale. Acolo, în fața prefecturii, deci vor fi prezenți și pe toți pensionarii care doresc să participe, dar în primul rând cei care au ieșit în pensie din minerit și sunt foarte afectați de această nouă lege, legea 360. Iar ceilalți colegi ai noștri, lucrători în diferite instituții din județ, se alătură acestei acțiuni pentru că există o negociere, dacă care nu o vede nimeni, a legii salarizării, noi legea salarizării, lucru care ne pune pe gânduri, pentru că știm sistemul de lucru a guvernului și aici, chiar astăzi, Cartel Alfa a dat un comunicat prin care solicită guvernului să oprească negocierile cu Uniunea Europeană pe noua lege salarizării, să vină în țară, să discute odată cu sindicatele, iar după ce vom ajunge la un numitor comun, să meargă la Uniunea Europeană. Pentru că așa este normal. Nu te duci și pățim ca și pe vremea lui Pintea cu jelbuța la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este un conglomerat, mai multe țări, o organizație făcută din mai multe țări, dar România este țară independentă, cel puțin așa îmi place să o spun și să o repet tot timpul. Din păcate, necesitatea ne împinge să ieșim zilele acestea în stradă. Avem promisiuni făcute încă de pe parcursul anului trecut, care nu s-au materializat în niciun fel. Ni s-a promis că după prima execuție bugetară, cea de la sfârșitul lunii aprilie, vom avea primele răspunsuri favorabile solicitărilor noastre cu privire la salarizarea angajaților din comune, care se află salarizați la nivelul anului 2020, la salarizarea angajaților din muzee, care sunt o categorie total discriminată și care la fel au o salarizare defectuoasă și aferentă anului 2019. Lucrurile astea nu se întâmplă, oamenii vin din necesitate și din nevoie. Sunt lucruri pentru care trebuie să acționăm în instanță diferitele instituții. Vorbim de poliția locală, care este o instituție importantă și care o vrem să fie prezentă foarte mult în stradă, dar care nu beneficiază, de exemplu, sau nu a beneficiat de normă de hrană. Există o nemulțumire și o frustrare. Vorbim despre voucherele de vacanță care nu se acordă. Iar o nemulțumire a oamenilor pe care îi reprezentăm și care vor fi prezenți în data de 9 mai pentru a
arăta nemulțumirile legate de aceste discriminări la care sunt supuși. Avem, de exemplu, la unele instituții un refuz de încheiere a unui contract colectiv de muncă, care este baza dialogului social. Nu aș vrea să numesc aceste instituții, fiindcă poate le voi aduce oarecum un prejudiciu de imagine. Lucrurile astea se întâmplă, deși ni se promit. Sunt lucruri care provin din lege, lucruri care conferă o siguranță a relațiilor normale care se desfășoară între angajat și angajator. Ele ne pun pe o poziție de egalitate și ele conferă ceea ce legea ne dă dreptul. Am ajuns, sigur, suntem după data de 1 mai, să vedem că aceste drepturi nu ne sunt acordate, deși legea le acordă. Acest drept la muncă, care este acum de 8 ore, sau faptul că minorii de peste, numai după vârsta de 16 ani au dreptul la muncă, au fost obținute, reducerea timpului de lucru, printr-o luptă a oamenilor care s-au străduit și care chiar au murit pentru a-și apăra sau dobândi aceste drepturi. Aceste drepturi noi le putem pierde foarte ușor dacă oamenii nu se implică și dacă oamenii nu sunt solidari. Este un ceas al 12-lea. Este o lege a salarizării care va avea impact pe o perioadă destul de însemnată. Mai exact? Ultima lege emisă în 2017, legea 153, are valabilitate până acum, până în 2023 trebuia să aibă. Acum suntem în 2024, avem aceeași lege aplicabilă, ni se promite că din 2025 vom avea o nouă lege care va fi cam pe două cicluri electorale, undeva la 7-8 ani de zile aplicabilă. Ori categoriile nemulțumite, dacă nu se vor lupta, va fi foarte greu după aceea să obținem ceva concret. Eu vreau să vă întreb ce s-a reușit în urma trimiterii acelei scrisori deschise către Guvernul României și reprezentanții Guvernului, prin care aș cerut reanalizarea legii numărul 360 din 2023, adică legea privind sistemul public de pensii. Că aș cerut acolo eliminarea anumitor articole 46 din lege, modificarea articolului 88 și articolul 84, esențiale, cum le numește sindicatul, să fie adică tocmai datorită scoase. Faptului că nu avem un feedback pozitiv în acest sens, în primul rând am primit un răspuns. Chiar dacă la nivel național Bogdan Iuliu Hosu și colegii de-ai noștri din cartel Alfa au participat la discuții, nu avem momentan un feedback din partea guvernului. Dar ar fi trebuit în 30 de zile să primiți un răspuns? Da, suntem în România. Eu tot încerc să explic că nu-i un stat de drept România. Și mi-asum. Eu vin cu dovezi clare, nu povești. Adică cum? Nu vreau să fac, să atac imaginea unei instituții. Ba da, o atac, dacă am proces câștigat în instanță. Definitiv și irevocabil. Trebuie pus în aplicare. Păi cum să nu-i stric imaginea? Ba da, îi stric imaginea. Și atunci primăriile respective o să le amintesc tot timpul. Acum sunt la un pas de executare pe aceste hotărâri judecătorești pentru că am primit în convințare. La care și unități administrative? În primul rând Baia Mare, da? Strâmtura, Borșa, Valea Chiorului, sunt mai multe primării. Referitor la legea pensiilor, să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră, nouă ni se spune că Uniunea Europeană, ne-am angajat Uniunii Europene și că nu mai putem, că este pusă în PNRR această lege și nu mai putem aduce modificări. Dar dacă vor ieși toți 4 milioane de pensionari în stradă, serios, ce facem? Mergem în Rusia să ne dea Putin drepturi? Sunt drepturile oamenilor. Minerii au lucrat pentru acești bani. Nu-ți bate joc de ei și nu-i sancționați sub felul ăsta de hoție. De ce îl sancționezi? De ce valoarea punctului pentru cel care a ieșit din subteran este sancționat? Minerul n-a avut nicio vină că legea a fost 300, a ieșit după 20 de ani de subteran, iar calculul acum se face după 25 de ani. Păi ce trebuia minerul atunci să se gândească ce legi vor apărea și să mai stea 5 ani minerit? Nu este corect. Nici nu vor să audă. Putem schimba metodologia la această lege. Dar să nu ni se spună că sunt niște copii de grădiniță, nu se mai poate. Serios. Dar s-a putut să faci legea strâmb. Fără să te consulți înainte și în acest motiv se fac și inechitățile. Atât pe noua lege a salarizării, care o spun membrilor de sindicat.
După alegeri se alege praful. Din acest motiv, această lege a salarizării unitare vor să o scoată cu valabilitate, cu aplicativitate de la 1 ianuarie 2025. Că-i pe 5 ani de zile și ne putem linge pe bot 5 ani de zile. Nu, dorim să se negocieze cu sindicatele această lege. Asta este, acesta este mersul unui stat de drept. Nu să ne angajăm repede la Uniunea Europeană că rezolvăm problemele. Lăsați că românii sunt proști. Hai să semnăm noi aici. Nu dorim acest lucru. Asta dorim joi, în data de 9 de ziua Europei, să ne facem auziți. Iar joi vor fi prezenți aici, va fi birou executiv al cartelului Alfa prin Bogdan Iuliu Hosu, Liviu Apostoiu prin vicepreședintele și încă 5 colegi la 5 filiale unde au fost activități miniere. Unde au ales să vină în Maramureș? Tocmai din cauza că aici am avut exact activități miniere, da? Aici a fost un bazin mare minier și mi s-a părut corect să organizez aici. Contăm pe prezența foștilor pensionari să vină, pentru că este vorba despre situația lor și dacă acum, până în septembrie, nu ieșim și nu ne manifestăm, o să ne fie aproape imposibil să mai aducem vreo modificare. Cum le-ați transmis, prin ce alte mijloace pensionarilor din sistem să fie prezenți în fața prefecturii? Prin diferiți colegi care mai păstrează legătura cu minerii, foștii mineri, prin grupurile de WhatsApp, prin Asociația Disponibilizațiilor din Minerit, prin, de exemplu, Tibi Mihali, care el are contactul cu foștii mineri din Borșa. Deci, încet, încet ne-am comunicat prin emisiunea cu dumneavoastră, pentru care vă mulțumim că ne putem face auziți și este mai greu pentru că cu pensionarii nu avem atât de multe întâlniri. Tocmai de aceea v-am și întrebat. Vor fi din Gorj, din Mehedinți, din Hunedoara, din Cara Severin, din Brașov. Cineva mi-a zis, dar în Brașov n-a fost minerit. Da, dar în Brașov au fost foarte multe unități cu grupe de muncă, cum a fost și în Maramureș, Romplumbul, Combinatul. Și acei oameni sunt invitați să participe la acțiune, pentru că este vorba de toți lucrătorii care au avut grupe de muncă și au ieșit mai repede în pensie. Practic, noi dorim nu schimbarea radicală a acestei legi 360, care în principiu, sigur, nu contestăm, unii vor avea recalculări de pensii frumoase și este foarte bine. Dar nu sancționa cealaltă categorie care n-a avut nicio vină și să-l ții poate 5 ani, 4 ani, 3 ani, chiar 10 ani, să nu-i aplici nici măcar inflația. Și să ne uităm, inflația în România nu scade. Noi tot creștem, că așa suntem obișnuiți cu totul. Deci este o acțiune care am dorit să o facem în Maramureș, tocmai că și sindicatele miniere de pe vremea aceea, Liga Sindicatelor Minere, a fost cei care au fost membrii fondatori ai Uniunii, al Confederației Cartel Alfa la nivel național. Mergând mai departe, ce credeți că veți obține în urma acestor acțiuni? Vrem să-i sensibilizăm, să tragem un semnal de alarmă asupra lucrurilor care nu merg bine. Suntem parteneri sociali, vrem să fim chemați la discuții și să participăm, să aducem în plus valoarea acelor discuții. Adică noi venim de la firul ierbii și spunem problemele cu care ne confruntăm. Avem și niște soluții pe care le putem oferi politicienilor, cu condiția ca noi să fim ascultați și să se țină cont de ele. De multe ori se emite câte o lege, câte o ordonanță, câte o hotărâre de guvern care este inaplicabilă. Neconsultându-ne și neavând perspectiva cealaltă, de cealaltă parte a lucrătorului, legiuitorul tinde să emite niște acte care, repet, sunt foarte greu de corectat. Ajungem, de exemplu, la Sindicatul din Asociația Maramureș să avem peste 50 de procese pe rol. Avem două sesizări ale Curții Constituționale, o interpretare a problemelor juridice drept de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Adică doar la un sindicat județean, sigur, mai mare, cu 1500 de membri, dar avem numeroase probleme care, dacă ordonatorii de credite și-ar fi făcut treaba, nu existau. Dacă exista comunicare, deci, repet, inadmisibil ca în al treilea an să încercăm să încheiem un
un contract colectiv și un acord colectiv la Consiliul Județean Maramureș. Încercăm calea dialogului întotdeauna, asta vrem, să aducem și perspectiva noastră și să venim pe cale legală în fața lor. Dar dacă nu suntem ascultați, atunci asigur că varianta cealaltă este de a ieși în stradă și de a ne spune ofu sau de a pune... De a pune capăt muncii printr-o anumite greve. Sigur că, așa cum a spus domnul președinte, vor veni niște perioade destul de dificile. Acum este o perioadă preelectorală. În care puteți trage niște semnale de alarmă, da? Da, și așteptăm, sigur că există deschidere, dar dacă nu se materializează așa, soluțiile sunt promise, sterile și nu se întâmplă nimic, dar vom ajunge probabil la un blocaj dacă lucrurile nu se respectă și nu se corectează. Cum se implică autoritățile județene în momentul în care anunțați astfel de acțiuni de protest? Aveți un dialog, cel puțin pe plan județean? Doleanțele pe care le-ați transmis și cu alte ocazii au ajuns mai departe din teritoriu? S-au dus către București? Sau acolo unde a trebuit? Eu de multe ori am spus că... Na, eu respect instituțiile statului în primul rând, dar... Faptul că noi ne ducem ori într-o întâlnire de dialog social, unde participă toate instituțiile din deconcentrate sau la o discuție chiar doar cu domnul prefect, prefectura trimite aceste adrese, într-adevăr le trimite, pentru că am verificat și chiar datoria. Ne cunoaștem. Bun, datoria este prea simplă. Eu i-am spus unui prefect acum câțiva ani, și zice, și ce să fac? Să te duci cu acea adresă care am depus-o la dumneavoastră, la București. Să spui, uite, domnule, ori o rezolvăm, ori îmi dau demisia. Câți dintre prefecții au nimeni mers? Nimeni, nu există așa ceva. Eu vă spun cum văd eu lucrurile. Deci, un prefect de Maramureș, eu consider că trebuie să ducă și să transmită doleanțele, nu numai sindicatelor, a tuturor cetățenilor, iar cele care sunt cu efect asupra unui număr mare de lucrători, de exemplu, să se impună. Adică, da, nu știu, sunt prefect, iau adresă, o trimit, nu mă mai implic. Păi, asta e o muncă de secretariat până la urmă. Nu, și mesajele care se transmit pe plan local, care sunt? Adică mergeți, ok, veți protesta, veți avea o întâlnire cu reprezentanții prefecturii, da, din nou? Am avut rezultate, într-adevăr, unde deciziile erau la nivelul județului. Și prin prezența prefectului de la acea dată, chiar am rezolvat probleme. Unde s-a fost prezent și ITM-ul, unde avem susținere, este normal să avem o susținere din partea Inspectoratului Teritorial al Muncii, pentru că este o instituție care apără munca, corectitudinea și tot ce înseamnă legislativ în acest sens. Și sunt lucruri care au fost rezolvate. Mai greu este, într-adevăr, acolo unde rezolvarea este pe la nivel ministerial, cum ar fi Direcția Generală a Protecției Sociale a Copilului. Deci aici sunt foarte multe lucruri care pe plan județean le-am rezolvat cu președintele Bogdan Ionel. Dar sunt nivelul standardelor de cost care nu cresc, nu le mai poate face Consiliul Județean, doar cu implicare și modificare legislativă la nivel de guvern. Aici există un scurt circuit, deși noi, Cartel Alfa, când facem o solicitare de dialog social, de regulă, cam în toate județele se întâmplă acest lucru. Semnalele, văzându-se că vin din toată țara, din toate județele, a trebuit guvernul să zică, Ministerul Muncii, că despre DGASPC-ul este arondat Ministerului Muncii, să zică, băi, e o problemă, hai să o analizăm. Și atunci să cheme federațiile reprezentative, cum este Federația Pro Assist, din cadrul Cartel Alfa, și să stea la masa negocierilor. Așa ar fi un stat de drept. Dar cu discuțiile la guvern, lasă și pe ăștia, nu știu... Protestează și... De serios, acum vin cu mila să votăm. Păi ce, cum facem acum? Acum suntem buni? Până ce strategie aveți sau utilizați pentru a menține și mobilizarea și susținerea membrilor în cadrul protestului? Adică sunteți acolo, într-adevăr, cu ei, dar... ca să le arătați că vocea lor, într-adevăr, va conta și pe mai departe. Din păcate, sindicatele, și aici o spun la nivel general în România, se află într-un moment de criză în sensul în care, ani de zile,
lucrurile s-au rezolvat prin negocieri, atunci când guvernele erau mult mai corecte, să zicem, și ceea ce negociam se și aplica și s-au obișnuit că se rezolvă. În momentul de față există o criză a participării la unele manifestări, dar nu neapărat din motivul că membru de sindicat nu dorește să participe. Gândiți-vă că legea dialogului social s-a modificat, nu mai avem zile libere sau lucrătorii, nu poate să se manifeste în programul de lucru, în timpul programului de lucru. După programul de lucru, pentru ce să manifestăm că prefectul și Consiliul Județean pleacă acasă, sâmbăta și duminica Românului Sfânt nu ies la un protest. Și atunci tot timpul trebuie să analizăm, să ne înțelegem, colegii, cum facem, cum ne facem înțeles. Aici guvernul greșește. Și aici guvernul se ia așa, ca și pe vremea lui Ceaușescu, pe cap de vacă furajată. Câți îs? Atâția. A, nu-i problema. Nu se înșală guvernul. Îs foarte mulți. Chiar dacă nemulțumiți, nu este în stradă. Doar că nu au posibilitatea. Sunt care nu vor. Noi avem probleme când manifestăm. Dar există și o teamă a unor angajați din STEM sau a unor persoane care chiar acum vorbim de pensionari. Da, cu siguranță cei angajați le este, deși este un drept constituțional acela de a se organiza sau a lua parte, a face parte dintr-un sindicat sau de a se manifesta, de a protesta sau de a-și solicita drepturile, mulți dintre ei suferă de o anumită teamă că o să fie văzuți acolo. Ori drepturile nu se câștigă stând și uitându-ne de la geam cum colegii protestează. Adică întotdeauna au fost lucruri din acestea, dar trebuie să înceteze. Și noi încercăm să-i facem să conștientizeze prin activitatea noastră că este importantă prezența lor și prezența lor acolo poate determina o schimbare a deciziilor, o modificare a concepției clasei politice că cei de acolo contează. Adică numărul nostru, cu cât va fi mai mare, cu atâta rezultatul va fi mai dezirabil și vom reuși să obținem ceea ce vrem. Dar printr-o solidaritate, printr-o solidaritate exemplară putem obține, dar din păcate fie că lucrurile au mers într-o zonă destul de bună, cel puțin în partea bugetară de multe ori, fie dintr-o comoditate, fie dintr-o teamă, oamenii au mai puțină dorință de a veni și de a se implica. Sunt doar cei care într-adevăr vor și se sacrifică pentru colegii lor, sunt puțini și apreciem și de aceea îi chemăm în ceasul al 12-lea să vină alături de noi. Mesajul pe care îl veți transmite dumneavoastră, că veți fi acolo prezenți alături de domnul Bogdan Hosu, care va fi? Mesajul este transmis, pentru că dacă nu era transmis un mesaj clar, nu era prezent Bogdan Hosu în teritoriu. Dânsul vine tocmai pentru din respect pentru cei care au lucrat în minerit, să nu revin, să nu uităm că sindicatele miniere au fost membrii fondatori ai Confederației Naționale Cartel Alfa și cei din metalurgie, astfel că în primul rând vine din respect pentru membrii de sindicat, iar acesta ar fi motivul să fim prezenți cât mai mulți din respect pentru președintele Cartel Alfa. Să nu uităm, are totuși și dânsul o vârstă, dar asta nu îl împiedică să participe foarte activ și o să-l vedeți joi în cadrul manifestării, mesajul dânsului către toți lucrătorii, atât activi cât și pensionarii prezenți. Așadar, joi ora 10. 10, joi 9 mai, în fața prefecturii, așteptați pe toți cei care vor să participe la protest. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumim și noi. Vom fi acolo dacă mai aveți ceva de spus pentru cei care ne urmăresc, pentru că mai sunt doar câteva secunde. Eu doresc să fie prezenți mulți pensionari, în primul rând, dar și cei din asistența personală, DGASPC, evident ceea ce reprezintă domnul președinte Mureșan, deci să fim, să facem, să arătăm o unitate, să arătăm Uniunii Europene că nu suntem un popor care nu mai știm să pupăm, suntem și un popor de acțiune. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu noi și pe mai departe.